nu pui bateria bine în sistemul de, de alimentare, nu funcționează aparatura respectivă. Era minusul femeii cu plusul lui Dumnezeu. Puterea divină cu neputința omenească. Doamne, numai Tu mă poți salva. Nu mai era doctor, nu mai era bani, nu mai era prieteni, nu mai era sprijinul de nicăieri. Poate azi te mai bazezi pe pensie sau pe casa de asigurări. Pe vremea aceea încă nu circula CNAS-ul ăsta în Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și când a spus Iisus că eu am simțit că a ieșit o putere din mine, să luăm ideea direct din Sfânta Evanghelie. Femeia simțindu-se vădită, deci simțea că e ținta discuției, ea singură a venit, dar de data aceasta, pe de o parte cu frică, și o să mă întrebați de ce, în legea veche, dacă ești necurat cu trupul, adică ai scurgerea femeiască sau întinarea bărbătească și te atingi de ceva sfânt, poți fi ucis cu pietre. N-aveai voie să atingi. Trebuia să te speli după ritualul spălării și să aștepți asfințitul soarele, să fii curat a doua zi, sau femeia după periodul de 7 zile, cum îl mai păstrăm și azi câteodată în ritualul creștin și se răzvrătesc unele mării și ilenuțe, că adică eu dacă vreau să vin la biserică, vin-o tot anul, nu când ești pe perioadă. Vin-o când nu ești pe perioadă. Pe perioadă ești la mare și la munte și la vacanță și în pădure la distracție și când ai perioadă de a păli credința. Asta e lipsa de interes sufletesc. Și a zis eu m-am atins. Dar știi ce s-a întâmplat, Doamne? M-am tămăduit îndată. Și abia în clipa aceea i-a povestit că a umblat prin doctori, că a cheltuit toată averea și că singura nădejde pe care a mai avut-o în suflet era că atingându-se de poala lui se poate vindeca, așa este. Când se atinge degetul lui Dumnezeu de noi, ne vindecăm de orice boală. Și iată-L pe Iisus care vede un gest cu totul interesant. Foarte interesant. Femeia și-a primit vindecarea în picioare, dar a adus mărturia vindecării în genunchi. Și căzând înaintea lui Iisus, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit ea. Deci și-a mărturisit neputința în genunchi. Doamne, eu am fost o femeie bogată. Doamne, eu am fost o femeie avută de societate suficient de înaltă. Am avut dregătorie, am avut bănuți, am avut un comând, am avut un capital. Dumnezeu mi-a dat această boală, am cheltuit tot. Acum sunt în rând cu aceștia care vin în urma ta și cerșesc milă. Și m-am gândit că nu mai am ce să fac. Doar atingându-mă de tine mă pot vindeca. Și m-am vindecat. Iisus nu-i cere comision pentru vindecare, ci îi spune cu totul altceva. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. De acum poți să pleci în pace. Deci ce face Iisus Hristos în fața întregii mulțimi împresurată să vadă o minune care ar fi trebuit să fie un spectacol? Fraților, nu mă urmăriți pe mine și umblați după mine să-mi vedeți gesturile sau semnele. Eu nu fac semne la comandă. Nu fac minuni pe bandă rulantă. Eu nu fac minuni ca să vă impresionez pe voi sau voi umblați după mine să vedeți minuni crezând că mă impresionez eu de impresiile voastre. Nu! Aveți nevoie de pace și de credință. Credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. De ce nu i-a spus mergi la casa ta? De ce i-a spus mergi în pace? Pentru că orice lucru care se rezolvă între om și Dumnezeu, se rezolvă numai prin pacea rugăciunii. Numai prin liniștea rugăciunii. Prin liniștea interioară a omului. Când ne întrebăm de ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile,
și părerea mea personală, asta nu numai a Scripturii, cred că Dumnezeu nu mai vrea să asculte rugăciunile oamenilor din cauza răutăților, chiar dacă le spun frumos, curat și cu credință, a vanităților, a dușmăniilor din oameni, a invidiilor și ambițiilor, a lipsei de decență, a părerii de sine, că dacă mă bag eu mai în față, îmi ia celălalt darul, sau dacă îl las pe ăla să bage în față, n-o să-mi meargă bine mie și așa mai departe, mă rog, câte situații ori fi de genul. Dar nimeni nu se roagă înaintea lui Dumnezeu cu duh umilit, cu inima înfrântă și smerită. Doamne, ce ai de dat la toți, dă-le lor, dar ce ai de-mi dat mie? Păstrează și pentru mine. Poate iau toți totul și eu cred că nu mai rămâne nimic dacă l-am convins pe Dumnezeu și i-am spus că ce al meu să-mi dea mie. Poate mai creează el ceva atunci pentru mine. Și nu-i problema mea de ce le-a dat la ceilalți. Da. Noi obișnuim să ne bucurăm. Știți când suntem noi în pace? Știți când suntem noi prieteni cu toată lumea? Când am decedat. Toți ne urează condolianțe. Și aici nu e o glumă, e o realitate. Era și o glumiță făcută pe acest gen, ca să vă distind ideea, să o înțelegeți mai bine. Nora cu soacra s-au dușmănit toată viața și au pus pomelnice una la alta, la biserică, s-au jicnit una pe alta. Mă rog, Nora că i-a luat băiatul și i-a făcut vrăj sau ce Dumnezeu i-a fi făcut și nu se mai uită la mamă sau... Mamă s-a geloasă că i-a dat un flăcău frumos și el exploatează și îl folosește și nu știe să-i mulțumească și să se plece și așa mai departe. Și la moartea soacrei plângea Nora de rupea cămășile pe ea. Fiul mamei, băiatul soacrei, întreabă, tot ai urât-o toată viața, ce te sclifosește acum atâta, că chiar nu înțeleg, râde lumea când știe ce a fost între voi. Puiul mi s-a părut că mișcă. Adică ea nu era tristă că i-a murit soacra, să temea să nu învie. Ei, aceea e ziua liniștită când noi ne putem considera fericiți. Când noi mai putem vedea pe cei din jur, că nu avem motiv de vanitate, de ambiție, de orgoliu, de răutate, de răzbunări, de facere de rău. În momentul, în schimb, când lepădăm lucrurile astea din viață, suntem cei mai fericiți oameni. Așa trebuie să fim totdeauna buni, calmi, blânzi. Nu trebuie să reacționezi în mod perseverent, în mod dușmănos, în mod răutăcios, că nu te ajută cu nimic. Nu se uită Dumnezeu la tine. Spune așa, ce faci tu oamenilor, aceea îți face Dumnezeu ție. Și tot Scriptura spune, faceți oamenilor tot ce vrea să vă facă Dumnezeu vouă. Sau fă-le oamenilor ceea ce vrei să-ți facă ei ție. Dai bună ziua, primești bună ziua. Jicnești, vei fi jicnit. Furi, vei fi furat. Înjuri, vei fi înjurat. Tocmai aceasta este ideea de a merge în pace. Și am trecut peste episodul în care tot credința triumfă, credința ta te-a mântuit. Deci consider la ora actuală că unul din răspunsurile mari ale societății moderne este acesta. Nu avem credință cinstită, nu avem credință sănătoasă, nu avem credință curată, avem o credință consumistă, să fie frumos mirosul de tămâie, să fie părintele îmbrăcat frumos, să cânte frumos tram, să fie locuri de stat în biserică, să nu fie aglomerat, să fie aer condiționat, să fie cald, să nu fie prea mulți oameni, să... Toate e un spectacol. Să nu deranjăm buna dispoziția publicului. Pe când ăștia se împresurau acolo, se îmbulzeau. Dar n-avem o credință convingătoare a lui Dumnezeu că trebuie să verse din puterea ce iese din el. Femeia asta a demonstrat cum e lucrul. Dar v-am spus nu în cuvinte, în credință. Cuvântul credință în dicționar nu poate fi explicat în termeni mistici, numai în termeni filologici. A te ancora cu mintea și cu nădejdea într-o entitate sacră. Asta ar fi un termen când vorbești de termenul credință. Dar aici nu e vorba de o entitate sacră, e vorba de entitatea din tine.
Este vorba de sufletul tău, dacă reușești, cum ai pune la un 380 sau la un 220 ștecherul, să-l ancorezi, să-l mufezi în Dumnezeu. Și atunci primești darul de care ai nevoie. Trecem peste tot episodul ăsta, că v-am obosit, și vin la finalul Evangheliei. Între timp apare și un om care era de-a lui Iair și îi spune: Doamne, cât i-au îmbulzit ăștia, așa mi-a stat de vorbă cu ei, drama s-a petrecut, fiica lui Iair e moartă, nu-ți mai bate capul să vii până la casa lui. Adică știi tu să faci minuni, dar cele mai importante tot nu sunt cu putință. Sau știi, ai câștigat tu 10.000 la loto, da? Putea să ieși 3 milioane, n-a vrut Dumnezeu, trebuia să te mai rogi, sau cum să spun, n-ai știut tu ce fel de rugăciune să faci. Iisus a zis, lasă, nu-i treaba ta, nu te teme. Crede, iarăși din nou, aceeași poticneală, crede și se va izbăvi. Iisus, de data aceasta, devine și justițiar. Ajunge la casa lui Iair, dar nu permite nimănui să mai intre în casă unde-i fata moartă. Poți să fac o minune în tot ceasul, tot învățați mică, stați afară, nu amestecați taina mistică a minunii cu prostia voastră omenească. Nimeni nu intră. Și o să vedeți ce spune mai departe Evanghelia. L-a luat cu el doar pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și a zis doar pe tatăl copilei și pe mamă. De ce? Fac parte din centru de greutate al familiei. Când ești la bolnav și dai la semnătură la spital, ce spune? Să vină unul din familie și vine cel mai de încredere. Ei, de data aceasta aici încrederea era atât. Mamă, tată. Iisus le vede jale, că ăștia spune că plângeau și se tânguiau pentru ea. Ca să explic ce e o lacrimă, e o descărcare a sufletului. Ca să explic ce înseamnă să plângi, înseamnă să te rogi cu ochii. Și spune, nu plângeți, oameni buni, n-a murit, ea doarme. La asemenea expresie, inclusiv Iair, care plângea, și soția lui, au început să râdă de el știind că a murit. Deci interesant, nu? Acum îl vezi pe om în genunchi, linge icoana când se duce un milimetru de sticlă. E tot evlavios, că ai impresia că pe loc îi crește aureolă. Și la un sfert de oră îl găsești făcând bășcălie sau culind de Dumnezeu sau făcând bancuri de Dumnezeu sau luând credința peste picior. Slavă Domnului! Banchiști avem! Iisus a făcut altfel. Hai și voi afară. Adică nu poate darul lui Dumnezeu să stea în mizerie sufletească. I-a scos pe toți afară. N-a mai lăsat pe nimeni. Nici pe Petru, nici pe Ioan, nici pe Iacov, nici pe mama, nici pe tată. Viața și moartea sunt taine la Dumnezeu. Nu-i treaba voastră a ști nici când vă nașteți, nici când muriți, sau dacă înviați, de ce ați înviat. E tot treaba lui Dumnezeu. Și o să mă întrebați, cum adică, Părinte, dacă am înviat, eu am înviat. Păi foarte bine. V-ați explicat vreodată singur ce v-a determinat într-o zi să vă rugați sau să mergeți la biserică? Nu. Auză în Scriptură, la Ioan. Și morții vor auzi glasul lui Dumnezeu și vor învia. Nu știi nici tu cum ai devenit credincios. Dintr-o lucrare strictă a lui Dumnezeu, simplă și la obiect, poate un gest care ți-a cutremurat sufletul sau ți-a desțelenit mintea sau ți-a pornit acel spin, cuiul ăla care nu o lăsa să se învârtă în jurul pronii divine. Și Iisus a trecut la o chestiune foarte simplă. A trecut la vorbirea cu mortul. A luat fata frumos de mână și i-a spus doar atât, copilă, scoală-te. Vedeți ce frumos, ca și cum ai deștepta un prunc să meargă la școală. Și iată de acum partea mistică care nu ține de cuvinte și nici eu nu o să vă vorbesc la ea. Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și abia atunci Iisus, când copila era ridicată din pat, a chemat pe mama și pe tata și i-a spus, acum dați-i să mănânce. Și o să mă întrebați, dar de ce i-a dat să mănânce? Ca să vadă că nu-i nălucire, sau duh, sau arătare falsă, sau șamanism, sau vreun fachirism, sau vreun spiritism, ci este vorba de o persoană materială, vie, care consumă materie vie. Și o să întrebați de ce?
Inclusiv apostolii s-au folosit de această mărturie a mâncării și a spus lui Iisus așa, dacă tu ești cel înviat, hai și mănâncă cu noi. Și i-au dat pește fript și fagure de miere. Și Iisus, după înviere, a mâncat cu ei, iar Ioan Gură de Aur ne spune. Și când Iisus ducea bucatele la gură, pentru că era Dumnezeu, le prefăcea din materie, în duc, le transforma, le ducea în nimic, pentru că n-avea cum să amestece materia stricăcioasă cu trupul duhovnicesc. Aici este vorba de trup și de mâncare reală. Și acum taina minunii, o știți și dumneavoastră, că o povestiți pe drumul când o vedeți. Au rămas toți uimiți, dar Iisus s-a făcut că plouă, nu l-a mai impresionat uimirea lor, că știa că e una falsă. Cel ce azi să mire că te-a văzut mâine te înjură, cel ce azi te-a vorbit mâine te vorbește de rău, cel ce azi te-a adulat mâine te scuipă și așa mai departe. Nu striga poporul, răstihnește. N-au văzut ei învierea lui Lazar, n-au văzut ei învierea fiicei lui Iair, n-au văzut ei învierea fiului văduve din Ain. Iisus, din contra, le-a spus un singur lucru. Despre minuni nu se vorbește. Și încheie Evanghelia așa. Să nu spuneți nimănui nimic din cele întâmplate. De ce nu trebuie să-i spui nimănui nimic din cele întâmplate? Pentru că dacă au pe Moise și proroci și ascultă de ei, vor crede, iar dacă n-au pe Moise și proroci, poate să înviești cineva din morți, că nu vor crede. Amin și bucurie!